Vom continua astăzi cu lumea vizualului, lumea trăită, la sat, la oraș, în spațiu liber, în spațiu marii concentrări urbane. Și să nu uităm că trăim niște zile de sărbătoare. Crăciunul, anul nou. Și în legătură cu asta o să vă prezint o imagine, un apropo urban, prea bine cunoscut din centrul vechi al Bucureștiului, evident clădirea Cecului și magazinele, cu aglomerarea aceasta urbană, cu un ușoară tentă comică. Făcând așa o trecere vista personajilor, orice comentariu este de prisos. Funcționarul public, gospodina, curioșii, bârfitorii la un colț de magazin, o lume grăbită, o lume distrată, o lume care se pregătește de agitația sfârșitului de an și a sărbătorilor Crăciunului, sărbătorilor de iarnă. În același cadru de sfârșit de an, de sărbători de Crăciun, pe bine cunoscutele tulnicărese, copilașii în prag de an nou, repet, bine cunoscuți, mai ales în lumea satului, încet, încet se pierde în oraș sau nu sunt condițiile cele mai bune pentru minunata lume a costumului și capre, căprițe de anul nou. Niște simple imagini care evocă atmosfera aceasta minunată de sfârșit de an și de început de an nou. Evocare mai metaforică a unui moment de iarnă. Copiii trăiesc din plin aceste scene cu simboluri multiple. Vine trecând peste acest moment frumos al sărbătorilor de iarnă, o să revenim la subiectul lumea trăită prin desen, imaginea. Omul, l-am spus, întâi a văzut și după aceea a vorbit. Este acel miracol al imaginii, atribut al civilizației, de care pomenește, sau vorbim de Platon, la Engle, la de la Croix, amintesc spusele lui de la Croix, vorbim prea mult și desenăm puțin, ca profesionist. Sau, apropo de frumos, frumos un vizual, frumosul nu e frumos pentru ceva, e în sine frumos. Genul Goethe pomenește, acest mare Goethe, magistru de la Königsberg. Kant, am făcut o mare greșeală, Immanuel Kant, vorbește despre frumos în sine. Și frumosul acesta îl exprimă imaginea prin excelență. De la simpla imagine pe care am prezentat-o la niște copii, la imaginea unui oraș aglomerat, prea bine cunoscut și repet aceeași imagine, prea bine cunoscut cotidianul nostru trăit dimineața în aglomerație sau după masa, la plecarea, după orele de muncă, trăim această imagine. Și revin la subiectul orașul. Azi ne va ocupa puțin de acest cadru în care trăim, cu cele bune și mai puțin bune, să nu spun cele rele. Orașul care este locul existenței noastre cotidiene. Voi schița aici, tocmai pentru a marca aglomerarea și în același timp și frumusețea orașului, că de fapt totul se reduce la ce decodifică ochiul unui spectator, mai mult sau mai puțin cinetic, al acestui oraș. Un bulevard, un bulevard imaginar, nu neapărat o anumită stradă din București, poate fi și Timișoara, poate să fie și, să nu ne dreptățesc un oraș, unul din marile orașe, Iași, Cluj, Constanța și așa mai departe. Orașul, prea bine cunoscutul bulevard pe care îl trăim. Îl trăim ca pietoni sau ca
oameni ce stau într-un vehicul și vizitează frugal niște imagini laterale sau frontale. Am spus și cu ocaziile anterioare că nu vreau să intru în niște detalii de profesiune al arhitectului designer, tocmai pentru a nu plictisi pe cei care, mă rog, nu sunt foarte în temă. Voi pomeni însă despre aceste frumusețe ale orașului sau elemente de interes ale orașului. Un bulevard este o arteră, ca orice arteră pe care circulă ceva. Acel ceva înseamnă om, vehicul, între 0 km pe oră când vizionezi un element de interes și 4 km, 15, 20, 30, hai să spunem 60 de km pe oră, aviz amatorilor de viteză. Orașul. Orașul, și în timp ce desenez, o să punctez niște imagini pe care le avem ca fundal și care rulează cu aglomerările lui, cu oglinzile lui de apă, cu elementele lui statuare, cu imaginea lui aeriană, imaginea la nivelul ochiului, cu refacerea unor mari ansambluri industriale transformate în centre de importanță culturală, existența unor poduri monumentale, portul ca imagine a orașului, niște tuneluri, auto, aglomerări de circulație. Sunt niște simple desene aici, în imagine, care constituie o reflectare a realității trăite. Dintr-un automobil, un tunel de acesta urban. Un simplu garaj în care se repară niște automobile. Un interior, la un moment dat, a unei scări monumentale, într-o unei bănci. O policlinică, mai puțin fericită. Fericit apropo acesta despre policlinică. Niște clădiri undeva în lume, să zicem în spațiu arab. Clădiri monumentale, dominante, verticale. Și revin la schița pe care am inițiat-o aici. Un centru de atenție. Cândva am pomenit într-una din dialogurile noastre, prezentările noastre, de acea minunată stradă care te conduce către clădirea Cecului, perlă a arhitecturii europene, nu zic numai bucureștene. Clădirea Cecului, construită, și am spus și o repet, în numai 5 ani, 1895, 1900. Cam aceeași problemă a relației între cele două fronturi de clădire mult mai mare aici în bulevardul acesta, o atac și aici, numai că în loc de clădirea Cecului va apare un turn modern și în loc de clădirea poștei, vechii poște, Muzeul de Istorie, Național de Istorie și Carul cu Bere, o să apară o suită de blocuri. Care blocuri, volume, clădiri, sunt depozitare unor funcții, conțin niște funcții. La linia roșie de observare, linia fierbinte a străzii, noi spunem noi arhitecții și designerii de ambient, linia de orizont, linia ce corespunde înălțimii ochiului privitorului, această linie roșie e conținută într-un plan, repet, într-un plan orizontal, într-un câmp vizual în care descoperi ce? O suită de magazine, restaurante, bănci, o serie de informații vizuale, structură, literă, cifră, imagine, cu care este bombardat ochiul. Noi depozităm o imagine sau receptăm o imagine, sunt niște perceptori unor imagini, conținute în această imagine a străzii, pe care o să încerc să o desenez în sfârșit, pornind de la niște forme geometrice inițiale.
o formă convexă, o formă rectangulară, vis-a-vis ei, un bloc, în câteva mișcări, fără să plictisim prea mult privitorul, nici timpul nu ne permite, o să încerc să schițez acea imagine a străzii, a bulevardului. Sunt fragmente din fronturi de clădiri. O dominantă imensă, o clădire cu 15, 20, 30 de etaje, este orașul, 40, 50 de etaje, orașul modern. Orașul care avem senzația că ne strivește. Este și asta acesta un reflex la existența noastră. Un privitor obișnuit cu liniștitul sat din zona de deal vale, mă duce cu memoria către zona minunată, zona Tismani sau către frumosul sat ardelean sau bucovinean. Pomenește de niște zone cu o unduire a reliefului. Nu trebuie să ne îndreptățim și zona aurului național, să spun așa, al României, care constituie grânarul Europei, alături de cel al Franței și Ucrainei. Deci zona Bărăganului, de care nu se vorbește foarte elogios întotdeauna, dar el ne hrănește. Sau zona minunată a Dobrogei, cu dealurile molcume, cu munții cei mai vechi, cu frumoasa Constanță, cu Tulcea, al cărui climat se apropie atât de mult cu zona mediterană, cel albastru tulcean din umbrele lăsate de arbori, un anumit tip de albastru specific zonei Tulcea, o anumită lumină din Tulcea. Cei care au fost, pot să-mi dea dreptate, cei care au fost în acest oraș de Dunăre. Și am să revin la acest oraș strivitor pentru unii. De pildă, să presupunem că un copil, un copilaș venit de pe plaiuri, din zona munților, din oraș, vine în București cu unchiul sau cu mătușa și este implantat, în ghilimele, în această aglomerație. Va avea sau nu va avea un șoc în această lume de aglomerări sonore și vizuale, de sunete și de, la un moment dat, chiar agresivități sonore și vizuale. În fine, orașul este acesta pe care încerc să-l schițez din câteva linii, prea bine cunoscutul oraș al reclamelor, oraș al informației vizuale, comerciale, din lumea teatrului, din lumea socio-culturalului și așa mai departe. De pildă, magazinul. Omul sau oamenii schițez aici aceste trotuare, o secțiune a străzii, trotuarul de vis-a-vis. Și în sfârșit, deci omul și oamenii. Voi încerca să vorbesc mai puțin și să desenez mai mult. Apropo la Delacroix, vorbim prea mult și privim, desenăm prea puțin. Câtă dreptate avea? Trăitor al secolului XIX, Marle Delacroix. Între timp, rulăm niște imagini din lumea construită, aerea, de peste tot. De la noi, de prin vecinătăți, mai aproape, mai departe, sunt niște sedii bancare în imaginea pe care o vedeți. Niște clădiri aparent seci, care
depozitează niște funcțiuni de tip bancar, birou, să zicem, sau cum e această clădire, niște spații ambientale foarte frumoase, este preocuparea pentru spațiu înconjurător clădirii, cum vedem aici, oglinda de apă în acel oraș înghesuit, o primărie, o piață majoră, o piață monumentală, natura, în sfârșit, preocuparea pentru natură, nimic nu trebuie lăsat pradă, în ghilimele, neglijenței. Cât de importantă este vegetația, clorofila, în acest, în această concentrare de beton, sticlă și metal. Este o suită de imagini interioare și exterioare pe care ochiul uman îl decodifică. Iată un sediu de bănci, oglinda de apă, un element structural, metalic, case, suită de case. Lumea aceasta trăită. Și în sfârșit revin, iată, clădire de birouri, clădire de locuințe, prea bine cunoscute aceste elemente din, iată, iarăși, aceeași imagine pe care o avem în structurile pe care le prezintă într-o desfășurare ecranul, sunt prezentate pe ecran, și iată aceeași imagine pe care înviu grai și imagine și desen, încerc să o decodific prin desen. Un autobuz, o mașină personală, suita de autobuze, înghesuiala acesta de vehicule mari și mici. La un moment dat te gândești, este orașul vehicolului sau orașul omului? Această concentrare de imagine, bombardament de informație literală și cifrică, este reclamă și magazinul. Centru de interes, vitrina, centru de interes al pietonului care parcurge un traseu urban. Autobuzul de care pomeneam. Voi simula aici o trecere de pieton. Pietonul care așteaptă răbdător semnalul de trecere. Fără nicio răutate și care trebuie să fie foarte atent la gradul de civilizație al conducătorului auto. Se spune, la un moment dat se spunea, e momentul să pomenesc aici, că modul în care circulăm reflectă, într-un fel, educația noastră civică. Și, din păcate, circulăm puțin anarhic, unii dintre noi, fără să respectăm existența pietonului. E numai o problemă de respect, e o problemă de civilizație. Iarăși, imaginea aceasta a turnului dominantă, cap de perspectivă, îi spunem noi, arhitecții și designerii. Această clădire, care are la bază o formă convexă, rectangulară, concavă, concav, convex. Toate formele au la bază un arhetip, o formă inițială, geometrică. Ne jucăm cu cuburi, paralelepipede, cilindri, conuri, căci ce este volumul orașului? Orașul este o suită de forme construite, funcționale, pe care
Omul îl trăiește cu bunele și mai puțin bunele sale zilnic. Revin la această imagine a orașului. Noi, arhitecții și designerii, construim schițăm această imagine deseori cu gândul la frumusețea formelor și nu întotdeauna la funcționalitatea lor. Azi, în mod deliberat, o să trec peste sau lăsăm pentru altă ocazie o discuție despre frumusețea peisajului urban. Și aici memoria noastră trebuie să ne conducă către splendidele, și cuvântul l-am folosit poate des, parcuri bucureștene, vestite în Europa. Am avut ocazia să discut cu niște străini despre tucându-i prin Parcul Herăstrău și au rămas efectiv în admirația Parcului Herăstrău. O familie care și-a făcut studenția la Paris, dar nu, nici nu ne imaginam că București, acest mic Paris, cum știam că se numește, are asemenea grădini minunate, de la Cismigiu la Herăstrău. Herăstrău chiar în zona Bălții Albe. Este un parc care a fost construit, hai să zicem, de curând, din punct de vedere istoric, în anii 60-70. Revin la acest Parc Herăstrău, la lanț salva de lacuri din jurul Bucureștiului, atât de benefice în spațiu deșes în care am plasat capitala României. Salva de lacuri care dă un aport de oxigen, apa atât de benefică și clorofila, vegetația, cumva seamănă cu Marele Paris, cu glinzile de apă și elemente de vegetație plantate în marea capitală a Europei. Eu am zis capitala Europei, marea capitală europeană, că trebuie să recunoaștem o chintesență de elemente de civilizație, o conține Parisul. De multe ori există această comparație. Roma, Paris, Londra. Berlin e o situație mai specială, e vorba de o refacere după catastrofa survenită în al doilea război mondial. Marele Berlin, reconstruit după 90. În balanță, Roma sau Paris? Realitatea că fiecare conține greutatea, fiecare asemenea oraș, greutatea lui specifică. Și București, în niciun caz, nu este un oraș de periferie. Vechiul mic Paris, și vorbim de București până în anii 20, era un punct de referință în civilizația urbană europeană. Și revenind din nou la același ansamblu din zona Cecului, ca să nu mai pomenim numai de Cec, pomenind de zona Căii Mogoșoaie, de palatele bucureștene, de Muzeul Antipa de astăzi, de Muzeul de Geologie, mai târziu de extraordinara clădire care a adăpostit monetăria statului, astăzi Muzeul Țăranului Român. Sunt niște puncte de referință urbană, elemente de atracție pentru turismul cultural. Trecem în mod deliberat peste turismul care se referă la Muzeul Satului, la Muzeul Satului din Sibiu, cel din București și așa mai departe. Turismul rural. Voi reveni la aceste imagini. Informația parietală, o simplă cifră, literă. Toată aceasta, deci informația roșie din zona de mare aglomerare, din zona aceasta, în care ce punctez cu o structurare a unor linii calde de culoare roșie, înseamnă omul,
omul care traversează la un moment dat în această aglomerație. Și cu aceasta am încercat, mai punctez aici o informație, am încercat să sugerez linia aceasta de mare importanță și, în același timp, în linia roșie, și linia într-o viziune ascendentă asupra informației urbane. Cam atât pentru ziua de azi, este extrem de mult de vorbit. Am încercat printr-o simplă schițare să rezolvăm într-o discuție absolut frugală problema raportului între om și oraș.